Eu sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm de aici din studioul Media și vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți următoarea minute împreună cu noi. Așa cum de fiecare dată v-am obișnuit și în această seară avem onoarea de a aduce în fața dumneavoastră un invitat deosebit, un om al lui Dumnezeu, un slujitor al cuvântului și fără să o mai țin în suspans, dați-mi voi să spun un bun venit fratelui Pastor Romica Iuga, păstor al Bisericii Baptiste Speranța din Arad. Frate Romică, Romică, bine ai venit! Mulțumesc mult pentru invitație, bine, bine te-am găsit și bine v-am găsit, dragi telespectatori! Cu drag ne bucurăm să ne putem, să spunem așa, Uh, bucurat de prezența uh, ta în studio, noi și cei de aici din studio, și, bineînțeles, de spectatorii noștri. Uh, și, bineînțeles, pe lângă bucuria aceasta aș vrea să te invit și la o provocare. Deci, pe de o parte ne bucurăm, pe de o parte ne provocăm unii pe alții la o discuție, la o discuție la care ai mai participat și, și, alți oameni, dar e o temă foarte importantă, o temă care, a spune atrage atenția, privirile și e de interes pentru zilele noastre. Mai ales că trecem printr-o continuă, așa, suită de provocări, de probleme prin care comunitățile creștine, comunitățile evanghelice, baptiste, trec în mod special. Ce doresc în seara aceasta este să uh, aflăm câteva lucruri uh, sau puțin mai mult despre păstorul uh, Romica Iuga, uh, cine este, cum uh, a fost Dumnezeu chemat în dujire și de când este în dujire, ce face și apoi împreună, după ce ne cunoaștem, aș vrea să ne uităm puțin așa, cum zic... Uh, Uh, Businessmen American, Helicopter View, ne uităm puțin așa uh, din, uh, din exterior, dacă, bine, din interior și din exterior, dacă se poate, ceea ce înseamnă situația actuală a creștinilor evanghelici, în mod special a baptiștilor din România și din diaspora românească, așa cum o vedem noi, uh, plecând de la uh, situația cea mai recentă, poate. Vorbim de. Prin prisma conflictelor pe care au venit din afară, războiul din Ucraina, știu eu, pandemia, uh, criza economică și toate acestea, migrație, sunt tot felul, dezvoltarea aceasta foarte uh, mult a internetului, să spun așa, fenomene, evenimente, situații care au schimbat foarte, foarte mult uh, comunitățile creștine. Uh, nu am fost antrenați, nu am fost învățați nici la seminar, nici la un studiu biblic cum să treci prin aceste provocări și cum să facem față, dar iată-ne că trei să trecem, am fost forțați să trecem și bineînțeles că după toate acestea avem și câteva lucruri pozitive pe care le putem scoate în față dar de asemenea și câteva lucruri mai puțin pozitive, aș spune chiar negative. Asta la, la nivel intern. La nivel extern aș vrea să ne uităm după aceea la tot ce înseamnă răspunsul nostru al creștinilor și al creștinilor baptiști din societatea în care trăim. Suntem chemați să fim sare și lumină. Am știut câteodată să facem lucrul acesta mai bine, alteori mai puțin bine, mărturia noastră în exterior, modul în care. Uh, știm să răspundem provocărilor care vin din zona aceasta a progresismului, a ideologiilor de stânga, fie că vorbim despre redefinirea familiei, a educației, a copiilor, a, știu eu, a tot ce înseamnă drepturi și libertăți, prin prisma valorilor de o creștină. Noi suntem creștini, prețuim valorile uh, care, uh, uh, să spun, se trag din. Dumnezeu din Sfânta Scriptură, și atunci, și la capitolul acesta, a trebuit să ne obișnim. Deci, vreau să ne uităm puțin și la modul în care uh, tu vezi lucrurile față de, de domeniul acesta. Și, bineînțeles, vreau să ne uităm puțin și la ceva, uh, să spunem, măsuri, uh, acțiuni pe care ar trebui să le facem, fie că vorbim la nivel de conducere, fie că vorbim la nivel de slujitori și, bineînțeles, la creștinul de rând, cel care stă în bancă și care șiltei să facă ceva, astfel încât să ne ducem chemarea aceasta și misiunea pe care o avem pe Pământul, aceasta de a fi martori până la marginea Pământului, atât prin viața noastră, cât și prin tot ce înseamnă lucrarea aceasta de ducerea Evangheliei, de misiune, de implicare, de educația a copilor noștri, astfel încât da, să fim vrednici de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Cu toți știm că asta este chemarea și trebuie să o facem cu bucurie și cu seriozitate. Așa că hai să începem, frate Romic, hai să începem câteva lucruri despre tine, lucruri ce țin de slujire, pe lângă lucrarea aceasta de pastorire pe care o știm și uh, uh, lumea vă cunoaște foarte bine ca păstor de mulți ani. Uh, cu siguranță Dumnezeu v-a chemat și ați făcut mult mai multe lucruri decât știm noi, așa că vă rog, spuneți așa pe uh, slava Domnului, câteva lucruri din, din activitatea aceasta de slujire, de când, de când vă aduceți dumneavoastră aminte. La <laughs> da, mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a mă prezenta. Foarte pe scurt, sunt născut în 1968, deci am 55 de ani în câteva zile. M-am născut în Maramureș, familie de, de credincioși. La vârsta de 17 ani mi-am predat viața Domnului, și cam pe la 18 ani știam că, de fapt, Domnul mă cheamă pentru a mă pregăti să intru în lucrarea pastorală, însă am așteptat confirmarea din partea lui Dumnezeu, o confirmare pe care mi-a dat-o prin câțiva slujitori care m-au încurajat să merg să mă pregătesc. Și am așteptat și vremuri mai bune, pentru că era perioada aceea în care doar câte 4-5 tineri erau acceptați la seminarul de la București, și tot la 2-3 ani. Am terminat seminarul în 1993, și din 1993 și până astăzi slujesc în aceeași biserică, Biserica Baptistă Speranța din Arad. Dumnezeu m-a binecuvântat cu harul acesta de a păstori o singură biserică Eu cred că e un mare har pentru că atunci când, când păstorești o singură biserică poți să te implici pe termen lung, cunoști biserica și oamenii te cunosc și de aceea consider că este un mare har Așadar, în toamna acestui an o să împlinesc 30 de ani de când sunt pastor aici, în biserică. Sigur că am căutat să păstrez întotdeauna, ca prioritate, slujirea în biserica Speranța și am ales acele lucruri care am considerat că ar ajuta și slujirea mea din, din biserică. Unul din cele mai longevive proiecte în care m-am implicat și sunt implicat și astăzi a fost ajutorarea copiilor abandonați. Practic, din anii 90, am reușit, prin ajutorul Domnului, să pun bazele a trei case de, de copii. Suntem într-o perioadă în care, spunem noi, vedem vedem rod pentru că cei mai mulți au crescut, au terminat școli, facultate, unii și au început poate un business, a lor cei mai mulți dintre ei s-au căsătorit, și sigur sunt și alții în, în program, dar a fost o, o activitate în care m-am implicat. Și cea mai mare bucurie a fost să văd pe mulți dintre ei, dincolo de toate realizările acestea pământești, că au ajuns ca să îl cunoască pe Domnul. Un alt domeniu în care m-am implicat în mod continuu a fost misiunea și lucrarea de misiune internă și lucrarea de misiune externă. Pe plan intern avem și plantări de, de biserici pe care le-am făcut prin biserica noastră, aș exemplifica eu știu, biserici care le-am plantat aici în județul Arad, într-o localitate de asemenea în nordul țării, în Maramureș, la Vișeu de Sus, Biserica Speranța din Vișeu de Sus, la Râmnicu Vâlcea. Au fost, au fost proiecte concrete de misiune, dar la un moment dat am devenit pasionat și de misiunea externă. Am și fondat o organizație misionară, Promisiunea, și am trimis misionari în China, A fost comuniști, încercând să ducă Evanghelia la, în China comunistă. A fost un proiect foarte interesant, familia respectivă acum s-a întors în România. Iar astăzi, ca și biserică, susținem lucrarea de misiune din Uganda. Avem o tânără din biserica noastră, care este în orașul Bale, din Uganda, și alături de, de alții, pentru că lucrează și cu organizație, se întâmplă lucruri frumoase acolo, o școală care deja numără sute de elevi și o clinică unde oamenii sunt ajutați. Deci, misiunea a, a fost și rămâne o, o pasiune a mea. Câteodată am și sentimentul ăsta că poate m-am implicat în prea multe lucruri. Dar au fost oportunități pe care am căutat să, să le folosesc de-a lungul timpului. Ca să amintesc și ceva foarte ceva actual, să împreună cu colegii mei de la comunitatea de Arad, am îndrăznit să începem un proiect de construire a unui nou campus pentru liceul baptist din Arad. Un liceu care din 90 până astăzi a crescut la peste 1200 de elevi. Spațiul este o problemă și am început proiectul acesta prin credință. E un proiect de vreo 9 milioane de euro. Dumnezeu ne-a ajutat ca să ridicăm într-un an de zile toate cele trei clădiri în roșu și acum la una dintre ele se lucrează la interior. Nădăjduind ca să putem să oferim comunității noastre cea mai nouă și cea mai modernă școală din județul Arad. Sigur că aș vrea să mai amintesc un, un proiect în care sunt implicat. În urmă cu câțiva ani de zile am avut inițiativa aceasta de a crea o rețea o rețea în care bisericile să se ajute reciproc uh, în ceea ce privește revitalizarea și plantarea de noi biserici uh, împreună cu fratele Odniel Bunaciu, Rea Brudan, uh, Cristi Sonia și sigur alte persoane care s-au implicat uh, alături de noi. Am, uh, am gândit un pic uh, rețeaua aceasta și Practic, prin niște conferințe pe care le-am făcut, am reușit să mobilizăm până în momentul de față peste 70 de biserici care împreună să, să se sprijine reciproc în ceea ce privește revitalizarea. Și, sigur, ținta noastră este plantarea de noi biserici și multiplicarea. Pentru că în ciuda faptului că în momentul de față, așa după cum știm, cred că cei mai mulți dintre noi Mișcarea Baptistă din România cunoaște un, un declin Cred că noi nu trebuie să renunțăm la programul și la metodele pe care ni le-a oferit Hristos Și programul lui și metoda lui are, au de-a face cu uh, multiplicarea credincioșilor, și în mod implicit multiplicarea bisericilor. Doar în felul acesta vom ajunge ca să împlinim marea trimitere pe care ne-a încredințat-o uh, Domnul Isus Hristos. Acestea sunt, uh, mă rog, câteva din, uh, din implicări. Nu o să le amintesc pe cele care au de-a face, uh, sau o să le amintesc doar pe cele care au de-a face mai mult cu, cu instituția. Am fost și președintele comunității Baptiste Vreme de 8 ani De zile aici la Arad Domnul ne-a ajutat ca să Putem în perioada respectivă Să, să avem un sediu Propriu al, al comunității Noastre, să cumpărăm o proprietate Să renovăm o clădire și ne bucurăm De lucrurile acesta, să facem organizare La nivel de, de Comunitate Și în Consiliul Uniunii am slujit 16 ani, dar toate astea am căutat ca să, să le fac pentru a contribui și eu la lărgirea împărăției lui Dumnezeu și la susținerea lucrării baptiste din România. La Domnului, vă Domnului! Foarte frumos! Mă bucur că ne-am adus aminte de toate acestea. Unele dintre ele sunt în continuare uh, în lucru, să spun așa, deci, practic, și lucrarea cu copiii, și lucrarea la nivel de comunitate, sunteți uh, implicat. Nu mai vorbesc de proiectul acesta educațional și, bineînțeles, proiectul de revigorare, de uh, ajutor acesta reciproc pe care bisericile baptiste din România uh, și-l oferă pentru dezvoltarea și lărgirea împărăției. Uh, plecând de la situația despre care, sau situațiile despre care le-am amintit puțin mai devreme, sunteți absolvent din anii 90, vă aduceți aminte viața din anii 90 și eu la fel îmi aduc aminte vremea uh, aceea de, de, mare har, aș spune, de deschidere, când oamenii se pucăiau, oamenii uh, construiau biserici, uh, au, a fost așa, România a beneficiat atunci de o, de o mare deschidere pentru Evanghelie și deschidere care a durat o perioadă bună de timp, după care lucrurile au început să se mai liniștească, să se atenueze și asta a spune și din cauza noastră, bineînțeles, dar și datorită unor factori care uh, au dus la să spunem așa, micșorarea numărului nostru, la plecarea pe alte, pe, pe alte hotare, la uh, alegătura aceasta după lucrurile de care avem nevoie pentru hana de zi cu zi, pentru un post. Și până la urmă, așa cum a spus și cum spune și Institutul Național de Statistică, baptiștii au, au scăzut așa cetul cu încetul. Nu numai asta ar fi o, o, asumare, vreau să spun și vorbim despre migrație, despre perioada aceasta a COVID-ului în care foarte mulți oameni au rămas în case, au fost nevoiți să se acomodeze. Trecerea aceasta dinspre Prezența fizică spre prezența virtuală, unii nu s-au mai întors niciodată sau unii au trecut deja la domnul. Nu mai vorbesc de provocarea aceasta pe care o avem acum cu, cu războiul, cu criza economică, inflație. Deci, practic, a spune că toate condițiile acestea, de-a lungul ultimilor 20 de ani, să zic, au dus la situația care, care este. De asemenea, și, nu știu, sunt unii oameni care nu mai sunt nu mai e concurența aia, nu mai dorința aia de slujire, știți? Eu vă spun doar câțiva factori pe care observă oricine și de obicei, să spunem, dacă am stat cu oricare dintre, și chiar vreau să scot în evidență lucrul acesta, noi, cei care suntem în bancă, și care nu suntem, să spunem așa, considerați oamenii din slujire, Oamenii încearcă să dea tot felul de explicații și întotdeauna, din nefericire, și vreau să corectez asta, este să se dea vina întotdeauna pe păstori, pe slujitori, pe oamenii care într-adevăr fac ceva. Uh, nu e asta adevărul, clar, și asta nu înseamnă că dacă păstorii sunt în față, sunt într-adevăr implicați, restul n-au nicio responsabilitate. Din potrivă, este biserica și dezvoltă... Și Practic, lărgirea împărățirii de Dumnezeu este o misiune a tuturor și vreau să ne uităm din perspectiva aceasta. Deci, plecând de la tot așa cum vedeți în ultimii ani, dacă așa stând la, o, la, un, la un pahar de vorbă, să spunem așa, uitându-ne la tot ce s-a întâmplat și, și ați fost martor și implicat în mod direct la toate lucruri, cum vedeți situația actuală? Și aici nu vorbesc numai de noi, de bapti. vorbesc în general pentru că până la urmă. Atât în țară, când sunt în sănătate, comunitățile evanghelice cam sunt la fel și cam toți avem nevoie de, de spun așa, de o revigorare. Cum, cum vedeți dumneavoastră, sau cum vedeți tu, o mică situație actuală? Uh, da, mulțumesc pentru uh, posibilitatea de a mă exprima pe, pe tema asta, pentru că cu siguranță e o temă care mă. Mă preocupă. Practic, din preocuparea asta s-a născut și uh, ideea de a, de a crea o relație, despre care uh, de a crea o rețea, rețea despre care am vorbit, uh, multiplicare. Uh, ce pot să spun eu? Eu cred că uh, e evident pentru. Deci, nu, nu, nu trebuie demonstrat uh, atât recensământul, cât și. Cifrele din bisericile noastre, de la comunitățile teritoriale și de la Uniune Spun că noi am pierdut membrii în bisericile baptiste Și cred că e un moment foarte, foarte important în care să ne gândim mai mult la soluții, nu la scuze O să încep eu cu o scuză, Cătălin, dar... Lucrurile pe care le-am mintit-o sunt reale și de foarte multe ori sunt folosite doar ca explicație și ca scuză pentru ceea ce se întâmplă în momentul de față. Acum, noi, dacă ne ducem la un medic, ne ducem nu pentru ca să ne dea explicații, ci pentru ca să găsească o soluție, să ne ofere un tratament. Cred că Asta ar fi abordarea corectă și în ceea ce privește uh, mersul bisericilor baptiste din, uh, din România. E o perioadă în care fiecare pastor, fiecare slujitor uh, trebuie, și eu cred că mulți din. Uh, Mi-ar place să cred că cei mai mulți din slujitorii bisericilor caută soluții. Pentru că. Eu cred că mersul normal al lucrurilor ar fi creștere în continuare. Și ceea ce, ce văd eu în momentul de față este că noi, e adevărat, în anii 90, imediat după căderea comunismului, ne-am bucurat de o mare deschidere din partea societății, însă timpul a trecut mentalitatea oamenilor în mijlocul cărora trăim noi s-a schimbat și poate că ar trebui să ne gândim dacă nu cumva noi ca și metode de evangelizare, de a ne raporta la societatea în care trăim, nu cumva am rămas mai mult în perioada respectivă eu personal nu știu dacă oamenii erau mai deschiși în perioada respectivă decât acum, pentru că și astăzi există foarte mulți oameni care sunt deschiși pentru Evanghelie, însă văd că noi, ca și biserică, asta am văzut în, în propria mea slujire, noi tindem să, să mergem în baza unei inerții. Să, să, facem lucrurile exact așa cum le-am făcut întotdeauna, așa cum nu vorbesc despre eu știu, lucruri fundamentale în ceea ce privește viața de credință, Și vorbesc despre ceea ce ar putea intra în categoria formă. Și s-ar putea ca unele din formele pe care noi le-am avut să fie o mare, o mare piedică în ceea ce privește. Răspândirea Evangheliei. Și ca să dau exemple, eu știu concrete, să nu aibă impresia oamenii că mă refer la nu știu ce lucruri ascunse, am fost obișnuiți ca să așteptăm să ne caute lumea în bisericile noastre. Ei bine, lucrul acesta nu se întâmplă foarte mult, oricât de bune programe am oferit. Biserica trebuie să iasă în afara zidurilor și să caute să fie acea sare și lumină pe care o aminteai mai, mai devreme, prin interacțiunea cu zilnică, nu doar în, în, în timpul de închinare de la sfârșit de săptămână sau de peste săptămână. Și, practic, atunci când când analizăm viața Bisericii, constatăm că, de fapt, noi ar trebui să ne întoarcem la ceea ce ne-a învățat Hristos, în cel mai simplu mod. De fapt, nu e despre o clădire, despre niște programe, despre uh, uh, cât de, de bine facem noi programele astea, ci uh, uh, Hristos ne-a învățat să ieșim în societate, să interacționăm cu oamenii și să le prezentăm Evanghelia într-un mod cât se poate de. Uh, practic. De aceea, eu cred că, astăzi, mai mult decât oricând, bisericile sunt chemate să renunțe la toate scuzele pe care le-au acumulat, să caute soluții pentru revitalizare și pentru plantare de noi biserici și pentru multiplicare. Așa este, slavă Domnului. Cam asta este soluția, să spunem, imediată. E clar că avem nevoie și trebuie făcută lucrarea. Acum, întrebarea este cum vezi lucrarea aceasta, pentru că structura pe care noi o avem a bisericilor baptiste este o structură de asociere, în comunități, comunitățile bisericilor, da, și cum așa se spune, uniunea bisericilor. Și la un moment dat este puțin descentralizată. adică inițiativa asta cum o vezi venind de la centru spre biserici sau de la comités. Pentru că, na, dacă ne comparăm cu bisericile tradiționale, știi că de acolo vine de la centru, se transmite în fiecare filială, da, vorbim despre uh, uh, Biserica uh, Ortodoxă Catolică. La noi este puțin, este o autonomie, această autonomie care, la un moment dat, uh, dezavantajează din sensul ăsta. Pentru că. Uh, nu poți să impui de la centru uh, un anumit proiect, deși e o nevoie până la urmă păstorul și adunarea locală uh, da, biserica locală hotărăște, da, ei sunt, o, o hotărâre uh, locală, chiar adunarea generală practic este uh, forul care hotărăște și la un moment dat, oricât de bun ar fi ideea, dacă nu convingi pe păstor sau comitetul sau să, să se implice rămâne în starea care vor ei și dacă ei sunt confortabili în nu se poate atinge nimeni. Nu știu, cum ar, știi, aici mă gândesc puțin la motivare. Cum să facem să să-i spui bolnavului că e bolnav, știi, ceva de genul, apropo de relația medic, pentru că, într-adevăr, sunt unele biserici, probabil, și cu siguranță sunt, care o duc foarte bine, dar sunt unele care nu. Ceea ce mă refer și în sud și în alte zone, da? unde nu ne comparăm nici cu ceea se întâmplă în Ardeal, nici în Bucovina, sunt zone mai mult mai aride. E, și aici este nevoie aceasta de, de, clar, de ajutorare, de suport, de încurajare, de deschidere, știi? Cum, cum vezi ca o metodă? Știi de ce? Pentru că până la urmă e de la om la om, cred că, nu știu. Cum ai reușit? Sau ai să o luăm aflet. Cum ai reușit să -i... Pentru că la conferințele acestea de multiplicare am văzut destul de mulți participanți, oamenii venind. Totuși, și a fost care, care a fost așa. Motivul pentru care Domnul a zis: Da, hai să venim să învățăm să facem ceva, știi? să Da. Acum nu știu dacă, dacă putem să stabilim de unde trebuie să să înceapă. E adevărat că ceea ce ai afirmat mai, mai devreme, vis-a-vis -vis de felul în care suntem organizați ca și mișcare baptistă în România ar putea părea oarecum, eu știu, că noi nu avem pârghiile necesare. Faptul că nu avem o, o ierarhie nu înseamnă că nu avem pârghiile necesare. Eu cred că cea mai puternică unealtă este motivarea întotdeauna. Și de aceea, mie mi-ar place dacă Hai să zic, Uniunea Baptistă sau uh, comunitățile teritoriale ar încuraja bisericile în direcția în direcția revitalizării și a multiplicării. Dar când spun asta, unii s-ar putea să întrebe uh, oare nu o face. Uh, nu știu, deci cred că trebuie să fie ceva mult mai intențional. În momentul de față, am văzut că există foarte mulți credincioși și există chiar foarte mulți slujitori uh, baptiști care încep să-și pună întrebarea: care este rolul comunității baptiste? Care este rolul Uniunii Baptiste? E unul doar reprezentativ? Noi considerăm că, uh, pe măsură ce mergem dinspre biserică, înspre comunitate și de la comunități înspre uh, Uniune, avem oameni tot mai pregătiți și cu tot mai multă experiență. Ei bine, oamenii ăștia ar trebui să vină cu, cu un imbold, cu motivație, cu încurajare și nu știu dacă se întâmplă suficient de mult lucrul ăsta. Mai mult decât atât, au fost și situații când oameni cu, eu știu, multă autoritate în mișcarea baptistă din România Au îndemnat sau îndeamnă bisericile să rămână niște, lângă niște forme care par să nu mai funcționeze Și din punctul acesta de vedere, sigur că un astfel de, de mesaj nu ajută foarte mult Cred că e foarte important să ne întrebăm ce e esență și ce e formă. Ce trebuie să rămână neschimbat și sper că o să avem timp ca să vorbim despre predicare, așa cum ai spus, și despre aspecte importante legate de viața bisericii. Chiar te rog. aici, cuvântul, da? Rămâne neschimbat, dar el trebuie să fie relevant pentru societatea în care trăim noi, pentru membrii bisericilor noastre. Însă, în același timp, sunt anumite lucruri care nu doar că pot fi schimbate, dar cred că trebuie să, să fie schimbate. Acum pot să, să vin aici cu un exemplu personal, pentru Te că rog. sunt câțiva ani de zile de când în Biserica Speranța, o biserică cu multă tradiție care în curând se apropie de 100 de ani de existență, dar am început un proces de revitalizare a bisericii. Inițiativa a venit de la echipa pastorală, am stat de vorbă cu comitetul bisericii, au fost luni de zile în care am discutat, am analizat lucrurile care nu funcționează, ne-am uitat la plusurile care există în biserica noastră, am gândit niște pași spre un, un proiect de revitalizare, apoi am venit cu el în fața Bisericii, și uh, suntem într-un moment în care, prin harul lui Dumnezeu, spunem că vedem roadă. Uh, nu toată lumea a fost extrem de fericită, pentru că, vedeți, cel mai, lucru, cel mai ușor lucru, uh, chiar și atunci când vedem că lucrurile nu funcționează, este să ne refugiem cumva în trecut și să facem ceea ce am făcut din totdeauna. Dar asta nu, nu este de ajutor A spune că în Biserica Speranța am găsit o, o linie de echilibru Pentru că avem frați, surori într-un număr destul de mare care sunt în vârstă și îi respectăm și suntem sensibili față de gândirea lor și umblarea lor cu Domnul. Dar în același timp, acelor frați și surori în vârstă le-am explicat că marea nevoie a bisericii noastre este să întinerim în biserica. Și de aceea trebuie să implicăm tineri și trebuie să, să, ținem cont și de gândirea tinerilor. Și de ce am folosit exemplul acesta? Pentru că ar fi bine să avem niște inițiative care se vine de la Uniunea Baptistă sau de la comunități, dar probabil că rolul cel mai important în tot demersul ăsta îl are pastorul bisericii locale. Și există un pericol aici, tot legat de organizare. Noi avem păstori care lucrează cu Comitetul Bisericii și păstorul și Comitetul lucrează cu Adunarea Generală a Bisericii. Ce se întâmplă în mod practic? Când o biserică scade din punct de vedere numeric și este în declin, oamenii încep să fie nemulțumiți. Decizia finală o are adunarea generală. Dar pastorul și comitetul nu trebuie să aștepte ca adunarea generală să vină cu soluții. Cred că îi responsabilitatea unui pastor ca să creeze o viziune, să vadă dacă îl poate motiva pe cei din comitet și să fie suficient de deschis încât să primească și inputul lor, și apoi pastorul împreună cu comitetul trebuie să fie în măsură ca să motiveze adunarea generală să facă pași înainte înspre revitalizare. De multe ori, pastorii vin și spun, păi, eu aș face ceva, dar uh, nu-i de acord comitetul. Și pastorii și comitetul vin și spun, noi am face ceva, dar nu-i de acord adunarea generală. Și în felul ăsta ajungi cumva într-un cerc vicios și rămâi în acel cerc vicios pentru că uh, oarecum uh, îi, îi, îi mai sigur până la momentul în care eu știu, rata declinului e așa de mare încât nu mai poți să, să faci absolut nimic. De aceea, dincolo de, de toate celelalte, eu consider că misiunea noastră, ca și pastor este, este foarte importantă. De aceea, ne-am obișnuit cu, eu știu, cuvântul pastor. Dar, de fapt, e păstor și pastorul merge înaintea oilor și oile vin după el. Deci, e responsabilitatea lui de a găsi acele pășuni și de a motiva turma ca să, să îl urmeze. Asta e o perspectivă, să zic, personală, cu, conectată oarecum cu o soluție de a încerca să ieșim din, din starea aceasta. E un demers foarte greu. Da. E un demers foarte greu. Știu lucrul ăsta din, din proprie experiență. Tocmai de aceea, mai ales când vorbim despre pastorii tineri, unii dintre ei aleg ca să planteze noi biserici decât să investească foarte multă energie și timp în a schimba direcția unei biserici existente. Dacă Domnul îi cheamă pe unii ca să planteze noi biserici, cu siguranță că îi mai ușor ca să, să prezinți o viziune și după aceea să vezi dacă există oameni care se aliniază viziunii respective. Și uh, M-am bucurat ca să stau de vorbă cu, cu pastori, unii mai tineri, alții mai în vârstă, pe care Domnul i-a chemat ca să facă lucrarea în felul acesta. Însă, cred că e o nevoie mare de uh, implicare în ceea ce privește revitalizarea bisericilor. Așa este. Așa este și trebuie să o facem. Uh, foarte bine că ați, ați arătat uh, situația. Uh, curentă și ați venit și cu soluția aceasta de revitalizare. A ne puțin și la predicarea Evangheliei. Parcă uh, Evanghelia uh, Cuvântului Dumnezeu uh, s-a schimbat. În ce sens? Sunt, se predică mai puțin, uh, mesajele sunt mai diluate, uh, oamenii parcă, și, și aici mă refer și la auditoriu, la oamenii care sunt în biserică, parcă nu mai sunt interesați să asculte o, predice, o predică de o oră, un studiu. Știți cum eram noi învățați înainte, să ne aducem aminte de, de trecut. Vor uh, chestii mai ușoare. Acum opțiunile sunt atât de multe în lumea asta virtuală. Pot schimba rapid dacă stau pe internet, vă dați seama. Își pot alege orice biserică pe care să o frecventeze online. Uh, vreau să ne uităm puțin la asta și apoi și câteva lucruri despre închinare. Uh, clar, au început să scadă numărul de fanfare, numărul de coruri. Ați observat biserici care erau cunoscute prin, prin asemenea moduri de închinare, și închinarea. Și tinerii nu mai sunt interesați foarte mult de uh, modul ăsta clasic. Se importă foarte multă muzică, și aici uh, nu mă refer doar la ceea ce se compune în țara noastră din mai nou, ci se traduce așa foarte mult modul. Inclusiv. Uh, iar bisericile independente devin din ce în ce mai atrăgătoare, apropo de, de modul acesta, sunt, uh, așa, le-aș numi niște startup-uri. Uh, chiar dintre ai noștri slujitori care sunt școliți la noi, la un moment dat decid să se ducă în alte părți, să-și deschidă în alte organizații, unde sunt mult mai flexibile, unde să zic așa. Cum vedeți lucra asta? Pentru că, într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important. Dacă la închinare mai mai lăsăm, ne mai înțelegem cu ne trebuie. când vorbim de predicarea Evangheliei aici, e cam de viață și de moarte, să știți. Adică nu ne, jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu. O să continui pe exemplu pe care vi l-am dat de la, de la noi, de la biserică. Atunci când am discutat despre revitalizare, inevitabil la un moment dat am ajuns la aspectul predicării. Și atunci când am discutat cu cei din Comitetul Bisericii cât timp să alocăm predicării, am vrut ca inputul lor să fie mai important decât al nostru, al, al păstorilor. Timpul alocat pentru predicare în Biserica Speranța, în programul de duminica dimineață, este de 45 de minute. Și asta au spus-o, uh, hai să zic, membrii uh, comitetului. Uh, asta nu înseamnă că uh, trebuie să, să, să fim atât de rigizi încât să nu fie mai scurt, să nu fie mai lung. Dar într-o perioadă în care se pare că, din perspectiva unora, revitalizare ar însemna uh, mai puțină predicare, Poate mai multă muzică. Eu personal nu cred lucrul acesta și mă bucur că mulți din, din membrii bisericilor noastre nu gândesc în felul acesta. Nu cred că contează cel mai mult, în primul rând, lungimea predicilor. Cred că conținutul e cel mai important. Și cred că oamenii vor ca să fie conectați cu scriptura. Ceea ce văd însă foarte foarte important. E că mesajele noastre trebuie să fie cât se poate de practice. Cel puțin pe mine m-a ajutat enorm lucrul ăsta. Și am o, o experiență pe care o mai povestesc din când în când vis a -vis de predicare, pentru că la un moment dat, eu m-am gândit ca predicator, dacă stau, foarte mulți ani într-o biserică, așa cum v-am spus, aproape împlinesc 30 de ani Oamenii ăștia trebuie să mă asculte în fiecare duminică și de cele mai multe ori spun lucruri pe care ei le știu deja Dar încerc să le îmbrac eu știu, într-o anumită formă încât să nu îi plictisesc spunându-le în același fel A schimbat stilul de predicare Încercând să Ofer mai multe aplicații practice pentru ca în săptămâna care urmează să le fie de folos membrilor din biserică. Am rămas absolut șocat la momentul respectiv când un tânăr din biserică, într-o călătorie pe care noi am avut-o împreună, mi-a spus în felul următor: Romii, anul trecut, în septembrie, ai schimbat stilul de predicare. Niciodată nu m-aș fi gândit că e atât de. Că a fost atât de evident și l-am întrebat te ajută sau nu și mi-a spus cam ce doream eu să aud în momentul respectiv și mi-a zis mă ajută foarte mult pentru că dacă ai spune minciuna e păcat aș da din cap și așa aproba sunt de acord dacă încerci să îmi explici un pic prin predică. Cum să rămân lângă adevăr, de exemplu, într-o lume coruptă, și cum să nu cedez și să nu folosesc, eu știu, jumătăți de adevăr, lucrurile astea mă ajută să pun în practică ceea ce aud în biserică. Mai nou, mesajele noastre se finalizează cu ceea ce numim noi niște întrebări de aprofundare. Practic mesajul pe care îl avem duminica dimineața merge la grupurile de uncenicizare din biserică Și în baza acelor întrebări pe care noi le oferim la finalul predicii, grupurile au timpul lor de depărtășie Și întotdeauna încercăm să oferim trei întrebări Spunem noi una pentru minte, una pentru inimă și una pentru, pentru mâini Ca oamenii să pună în practică ceea ce au auzit în, în biserică. Așadar, eu cred că predicarea e foarte importantă. Soluția pentru revitalizare nu e să avem predici mai scurte, nici nu vreau să încurajez ca predicile să fie lungi, pentru că nu ține, în primul rând, de timp, ci ține de conținut și cât de mult vor simți membrii din biserică faptul că îi ajută sau nu îi ajută luni, marți sau miercuri atunci când ei ajung la locul de muncă sau în familie și așa mai departe. Eu cred că a avea mai multe aplicații în predică este un lucru foarte, foarte important. Și celelalte. Văd că unii pastori, mai ales atunci când descopere homiletica, sunt foarte fascinați de aliterație, toate punctele principale, se înceapă cu aceeași literă. Nu spun că nu sunt importante. Dar mai important decât asta, îi conținutul să fie scriptură aplicată la viața de zi cu zi, la nevoile oamenilor, pentru că uh, uh, Dumnezeu are sfaturi concrete pentru fiecare domeniu din viața noastră. Viața de familie, locul de muncă, crizele cu care ne confruntăm în, în, în societate și așa mai departe. Așa că, din perspectiva mea și experiența mea, uh, o predicare mai practică uh, ajută mult la revitalizare. Da, vă domnule, deci dacă am tras așa o concluzie a discuției din seara aceasta, totul se învârte în jurul cuvântului revitalizare, Că până la urmă ăsta e și scopul. Ne uităm la noi, ne dăm singuri un diagnostic, da, în prisma cuvântului Dumnezeu și apoi spune clar, avem nevoie de revitalizare cu toții. Hai să ne uităm puțin și la prezența noastră în exterior, în comunitatea în care trăim. Sunt Suntem cetățeni ai cerului, suntem cetățenii acestui pământ. Tot și aici, la capitolul acesta, nu prea am fost învățați și uh, nici la școală, nici în comunitățile noastre biserice și cum să răspundem provocărilor acestea care vin din exterior. Uh, ați văzut, se, cred că există săptămână în care să nu apară câte ceva, bau o lege, ba o inițiativă, o... Știu, vreun proiect din acesta, de pe uh, sertale Ministerului Educației, sau de pe unde, uh, noi nu prea am discutat, pentru că noi creștini, în general, am fost uh, și din vremea comunismului obișnuiți cu, uh, să spunem așa, cu. Biserica, așa, în interiorul ei, fără să ne expunem foarte mult în afară. După Revoluție și mai ales acum, Biserica a ieșit, este publică, suntem vizibili peste tot. Avem posibilitatea de a ne exprima valorile și în afară și să luăm uh, cuvântul și în alte uh, ipostaze atunci când, într-adevăr, uh, suntem chemați să mergem la vot sau știu eu, să, luăm, să ne dăm cu părerea despre anumite lucruri. Uh, practic, există o tendință și de izolare, de reducere la tăcere, de tot așa, de întoarcere înapoi în văgăunile, așa cum erau în vechime, în peșteri, cum treiau. Biserica nu este chemată să rămână izolată între patru perești. Știți că asta avem o problemă noastră internă și aici, când oameni care preferă să se izoleze, să stea tot și mai puțin să iasă în afară. Cum vedeți și provocarea aceasta? Cum o vedeți și cam ce am putea face și aici? Pentru că, într-adevăr, trebuie să fim sare și lumină în public, știți? Da, eu personal cred că dincolo de izolarea, care este o realitate uneori și nu e bine să ne izolăm de societate, mai există o, o problemă și anume faptul că noi, evanghelicii, de foarte multe ori suntem cunoscuți doar pentru sau suntem cunoscuți mai mult pentru, uh, pentru lucrurile acelea împotriva cărora protestăm, că tot venim din uh, latura asta protestantă. Eu cred că ar trebui să găsim modalități prin care uh, să, să ne cunoască lumea pentru ceea ce promovăm. Nu doar pentru că suntem împotrivă la unele lucruri și suntem împotrivă la unele lucruri, dar că altele uh, sunt foarte, foarte valoroase uh, pentru noi. Așadar, din punctul meu de vedere, e bine, e necesar ca uh, uneori să ne adunăm și să. Uh, eu știu, poate, exemplu care mi-ar veni acum în minte, pe cazul familiei Bodnariu, credincioși s-au adunat, uh, au manifestat în diferite moduri și așa mai departe. Dar să găsim mai multe modalități prin care să promovăm principiile scripturii în, în societate. Personal, nu cred că locul pastorilor este în politică, dar, în același timp, eu cred că am avea mare nevoie de oameni credincioși care să promoveze valori creștine la nivelul comunităților locale, la nivel. Național și uh, să îi încurajăm să fie sare și lumină uh, în, în astfel de, de locuri. Uh, nu cred că soluția este ca să, să rămânem între zidurile bisericii, așa că trebuie să, să fim atenți la tot ceea ce se uh, întâmplă în jurul, în jurul nostru. Și da, adevărat, trăim niște vremuri în care în fiecare zi parcă apare ceva ceva nou și putem să dăm un răspuns. Avem posibilitatea acum și să ne exprimăm uh, uh, prin diferite mijloace online, deci să căutăm ca să promovăm în orice domeniu, la orice nivel, uh, valorile în care, în care, credem. Amin, așa să fie și o să la fel trebuie să fim într-adevăr o voce, uh, mai ales că noi suntem cei care uh, Aprindem lumina, știți, mai ușor decât de criticat întunericul, e mai ușor să prin lumina, să fii lumină și să luminezi acolo unde Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare. Ne apropiem de final, mai sunt câteva minute, frate Romică. acum câteva gânduri așa de uh, sfătuire, să zic, îndemnuri, măsuri pe care credeți că le putem lua la toate sferele și chiar la nivelul nostru v-aș ruga, la nivelul credincioșilor, pentru că, într-adevăr, trebuie în inițiative de la conducere și am vorbit despre conducerea Bisericii, a Uniunii, de comunitățile teritoriale, dar dacă ne uităm puțin și la noi și acum, orice uh, măsură pe care o vedeți, uh, vă rog să o spuneți ca metodă de revitalizare, de creștere, de revenire la surse, la cuvântul lui Dumnezeu, știu eu, uh, acum că suntem la încheiere, vă rog să să continuați cu câteva din gândurile astea. Da, eu am spus-o în nenumărate rânduri că nu există o, o rețetă magică pe care să pot să o ofer la, la toată lumea. Dar cred că important este ca fiecare dintre dintre noi să facem ceea ce putem în, în dreptul nostru și. Să-l punem pe Dumnezeu la încercare în propria noastră arie de, de slujire. Sunt conștient că această emisiune nu va fi urmărită doar de, de pastori și de slujitori. Uneori, Dumnezeu poate folosi un, un membru din Biserică, un bărbat sau o femeie, pentru ca să uh, reaprindă pasiunea asta pentru, pentru Evanghelie, pentru Domnul Isus Hristos. Uh, dacă, dacă în propria noastră viață și dacă în relația noastră cu Dumnezeu nu acceptăm ca să predomine apatia și, și lipsa asta de, de viață, atunci vom căuta soluții pentru relația noastră personală cu Dumnezeu și lucrul ăsta îi va atinge și pe, pe alții. Îndemnul meu pentru toți cei care, care ne ascultă este ca să nu... Aștepte până când se va întâmpla ceva în masă sau până când se va întâmpla ceva la nivel național, ci acolo unde este fiecare să caute să facă o, o diferență în locul în care Dumnezeu l-a așezat. Și în felul ăsta, un, un mic foc de aici poate ca să încălzească inima altcuiva și în felul acesta să ne ajutăm unii pe alții să. Să aducem revitalizarea de care de care este nevoie. Bineînțeles că acum poate tema unei altei emisiuni. Eu știu disciplinele astea spirituale rugăciunea postul, mare drag. Eu știu implicarea pe planul ăsta au rol foarte important în, în ceea ce. E nevoie ca să se întâmple în țara noastră, pentru că noi putem să avem foarte multe idei și foarte multe inițiative, dar, practic, puterea și focul respectiv trebuie să vină din partea Domnului ca să se întâmple ceva real și, și pe termen lung, cu impact pe termen lung. Amin, slavă Domnului, deja ați anunțat următoarea discuție. Vă rog să te, te pregătește frate Păstor. Uh, pentru o altă emisiune pe tema aceasta, pentru că, într-adevăr, trebuie să ne întoarcem. Uh, suntem și în preajma rusailor. Da, predicarea cuvântului sau uh, învățătura apostolilor, da? Lugăciune, părtășia frățească și masa Domnului. Asta erau preocupările primilor creștini. Uh, mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. A fost o discuție încurajatoare. Uh, ce am discutat noi de aici a trebuit strigat de pe acoperișul caselor, da? în mod simbolic spun asta, adică trebuie spus la nivel mare. În fiecare biserică, în fiecare comunitate avem nevoie de revitalizare, de reîntoarcere la origini. Și, la vă Domnului, că încă mai har, încă avem unelte, încă suntem în viață, putem să facem lucrul acesta. Și Dumnezeu să ne dea putere. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru discuție. a fost o bucurie. Și onoare să stăm de vorbă în seara aceasta cu, și cu drag vă așteptăm la o altă emisiune pe o temă pe care deja am hotărât o zic eu, pe disciplinele spirituale. Mulțumesc mult pentru, pentru invitație, apreciez lucrarea pe care, pe care o faceți și felul în care încercați să uh, găsiți soluții pentru problemele cu pe care ne confruntăm și uh, prin emisiunea aceasta. Domnul să vă dea har și să vă binecuvinteze. Mulțumesc mult! Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumesc că și în seara aceasta ne-ați în casele dumneavoastră, ați fost cu noi și noi de aici din studio vă spunem la revedere!